Salutare și bine ai venit pe canalul HMD. Cred că vă dați seama că este marele City Fletcher, un powerlifter american, actor și videoblogger. S-a născut la 8 iunie 1959, Arkansas, SUA. Triplu campion mondial a împinsul haltierii din culcat și ridicatul haltierii la biceps. De asemenea, puțină cronologie. În 1987 a făcut armata în SUA, în 79 a început să practice karate, în 80 până la jumătatea anilor 80 s-a ocupat cu atletica grea, participând la competiții pentru bodybuilder. Vă reamintesc că bodybuilding-ul este un cuvânt englezesc ce înseamnă construirea corpului sau culturismul. Culturismul este dedicat dezvoltării musculaturii printr-o combinație de antrenamente cu greutăți, mărirea numărului de calorii consumate și odihna. Eroul nostru, City Fletcher, după jumătatea anilor 80 a început să se ocupe de powerlifting, care de asemenea este un sport în care se încearcă ridicarea unei greutăți maxime în trei steluri diferite, genoflexiuni, împins din culcat și îndreptări. În 2005, City a suferit o intervenție chirurgicală la inimă. După opinia lui Fletcher, problemele cu inima au apărut din cauza alimentării incorrecte. Din 2013 a început să facă videobloguri pe YouTube, luând interviuri de la sportivi, actori, dar totodată motivând publicul larg. Cariera sportivă vă voi relata pe scurt. City Fletcher putea ridica 330 de kg culcat și o gheră de 120 de kg la biceps. Este minunat. Fletcher aproape întotdeauna se antrena până la refuz, trecând la diferite greutăți. În clipurile sale deseori spunea prostii repetate care apoi au fost parodiate pe internet. A avut de asemenea 3 operații la inimă care s-au soldat cu succes. Ca actor a jucat rolul în mai multe filme, cum ar fi Gangster Party, având rolul lui Sam. De asemenea, City Fletcher este un mare motivator care este demn de urmat. Știați că City Fletcher a fost de 2 ori căsătorit și are 7 copii, cel mai cunoscut fiind Samson Fletcher. Mulțumim pentru vizionare, abonați-vă la canal, pe curând!